Salut și bine ați revenit pe canalul meu! Știu că n-am postat o perioadă de timp, dar am fost super, super, mega ocupată în ultima vreme și o să încerc să recuperez. Îmi cer scuze, chiar nu am făcut intenționat acest lucru și știu că vreți să vedeți videoclipuri ceva mai des, să fiu mai serioasă, așa că voi încerca de acum încolo să stabilesc o zi a săptămânii în care să postez videoclipurile, să-mi spuneți ce zi v-ar plăcea, adică, nu știu, o zi în care sunteți libere, în care vreți să vedeți videoclipuri. Cu siguranță voi posta numai seara, adică gen pe la ora 8-9. Pentru că știu că atunci toată lumea este acasă. Aproape toată lumea. Astăzi vă voi vorbi despre albirea dinților și pentru că am o vastă experiență în acest subiect, am încercat super multe metode de albire a dinților, de la albire la dentist, până la stripsuri, tot felul de geluri pentru albire și așa mai departe. Am tot încercat de-a lungul timpului și am observat diverse chestii pro și contra. Prima dată mi-am albit dinții la dentist. Pot să spun că da, am avut rezultate foarte bune, am avut dinți extrem de albi, doar că rezultatele au ținut cam 6 luni de zile și a fost cea mai dureroasă metodă la care am apelat vreodată. La o scară la 1 la 10, acesta a fost 9,5. Na, având în vedere că 10 ar putea fi ceva foarte grav, prin care nu am trecut niciodată, pot să spun cu mâna pe inimă că 9,5 a fost durerea de la albire. Această durere nu a fost doar în timpul albirii, ci și după. Nu am simțit că mi s-au sensibilizat dinții în timp, așa cum se spune, dar cine știe, poate aceste efecte au loc pe o durată mult mai lungă, așa cum spune și soțul meu. De asemenea, vreau să menționez și că tot ceea ce vă spun în acest videoclip nu este doar experiența mea personală. Soțul meu este dentist și vă recomandă să vă consultați cu un specialist înainte de a vă albi dinții. Am încercat și benzile Crest White Strips, care nu mi-au plăcut în mod special, nu am simțit că mi-au albit dinții foarte mult. Am încercat și o pastă care se numește 5 Minute Whitening, ceva, nu știu, ceva 5 minute, n-am simțit absolut nimic. După ce mi-am albit dinții la dentist, am simțit că mi s-au îngălbenit dinții un pic în timp și probabil folosind aceste metode precum benzile Crest și gelul de 5 minute, am întreținut ceva din albirea respectivă, dar nu foarte mult, pentru că mi s-au îngălbenit în timp, fiind fumătoare și mai și beau foarte multă cafea. Probabil că am mai stopat procesul acesta de îngălbenire. Mie mi s-a părut că efectul a durat cam 6 luni de zile, având în vedere că am plătit foarte mult la dentist și că am trecut prin durerea prin care am trecut, nu cred că s-a meritat. Iar de curând, o firmă din America mi-a trimis acest pachet pe care îl vedeți acum. Firma se numește Smile Brilliant. Asta cutie am găsit niște... Nu mai am imagine în momentul de față, dar în cutiile pe care le vedeți în imagine am avut două feluri de plastilină, să-i spunem. Cu această plastilină mi-am luat un model de pe dinți pe care l-am trimis către ei înapoi. Aceasta mi s-a întors un fel de cauciuc pentru dinți, e că exact cu forma dinților mei, vedeți în imagine și forma dinților mei, știu că arată super ciudat și parcă nu am dinții de jos. Păcate nu am acel cauciuc la mine, dar este exact cu forma dinților mei, super, super, super subțire. Cred că poate fi purtat și în oraș dacă aveți curaj, dacă vă învățați să vorbiți cu ele. Și se pune gelul de albire pe dinți, lăsat până la 3 ore, asta în funcție de voi, bineînțeles. Există două tipuri de gel, cel de albire care arată așa și gelul de desensibilizare care arată așa, ceea ce mi se pare foarte tare. Nu am mai văzut niciodată un kit care să conțină gel de desensibilizare. Este foarte, foarte bun pentru persoanele ca mine, care deja sunt la 11.000 albire și care simt ceva durere în momentul aplicării produsului. Eu am încercat să fac albirea în fiecare zi, dar nu am reușit pentru că m-au durut foarte tare dinții. Așa că am încetinit procesul și încă nu am terminat gelurile precum se observă, mai am câteva și le păstrez pentru a mă albi în timp. Având în vedere că eu am dinții deja destul de albi, nu am nevoie să fac o albire extraordinar de mare, ci doar o întreținere. Folosesc gelul de albire cam o oră jumătate, nu rezist până la 3, și apoi folosesc gel de desensibilizare. Îmi pare super rău că nu am cauciucurile respective la mine, care se pun în dinți, care se numesc impressions, nu știu cum, impresiile dentare, cred că așa e în limba română. O să aveți o cărticică de acest gen în care vi se explică exact procesul, exact chestia asta albastră a venit la început. În asta am pus plastilina, am pus în gură chisuța asta albastră, am strâns foarte tare dinții, am mușcat în așa fel încât pe plastilină să rămână forma dinților mei și această treabă am trimis-o către firma din America
Iar ei imediat mi-au trimis înapoi chestiile alea cauciucate care se pun pe dinți. Chestiile alea cauciucate arată așa. Și se pun imediat pe dinți. Nu știu dacă e bine chiar să dorm cu ei sau să mănânci cu ele. Mi-e fain să le pui când te uiți la un serial și așa mai departe. Și o să vedeți, vă albește dinții foarte mult. Îmi place foarte, foarte mult faptul că în cazul în care aveți dureri, puteți să folosiți gelul de desensibilizare și nu veți mai avea nicio problemă. Și faptul că puteți controla foarte mult când vă faceți albirea, adică rămâneți cu acest gel în continuare până la un an de zile, cred, expiră. Puteți să vă albiți dinții când vreți, spre deosebire de albirea care se face la dentist, care este mult, mult, mult mai scumpă. Faceți exact în momentul în care vrea dentistul și care nu poate fi întreținut în altă metodă decât prin a te duce din nou la dentist și vă face din nou o nouă programare care costă exact la fel de mult și care doare la fel de mult. Cred că acest kit de la Smile Brilliant este o idee foarte, foarte bună pentru albirea dinților acasă, fără costuri foarte ridicate. Doamna care mi-a trimis e-mail-urile este super, super drăguță pentru că vă răspunde la orice întrebare imediat. Dacă aveți nelămuriri, puteți să vă adresați către ea. Recomand cu încredere kitul de la Smile Brilliant pentru că vine cu foarte multe avantaje, mult mai multe decât dacă v-ați face albire la dentist sau ați încerca stripsurile alea acasă sau alte geluri de albire, pentru că vă fac acele impresii dentare speciale pentru voi și nu vin cu o gutieră oarecare, pentru că vi se potrivește perfect, pentru că vine cu geluri de desensibilizare care vă scapă de toate durerile posibile și că puteți controla durata tratamentului, puteți să mai lăsați puțin pentru mai târziu, pentru a întreține albirea dinților și pentru că dă rezultate excelente. Se poate vedea și la mine, eu încă nu am dinții extrem de albi și încă o chestie pe care vreau să o menționez. Nu vă puteți aștepta niciodată să ajungeți la cel mai alb, alb pe care vă puteți imagina la dinți, pentru că la un moment dat, când nu se mai deschide culoarea dinților, înseamnă că ați ajuns la culoarea pe care o au dinții voștri în mod natural și nu vă puteți aștepta niciodată să aveți dinții ăia super, 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 super albi, pentru că este nenatural și ireal și nu are cum să se întâmple. O chestie pe care vă recomand când faceți albirea este să evitați să fumați, să beți cafea sau mâncare, sucuri colorate și așa mai departe, pentru că în timpul în care voi vă faceți albirea s-ar putea să se atace cele două procese între ele și să nu aveți rezultatele la care vă așteptați. Vă recomand să vă faceți o poză înainte și după, să vedeți exact și voi diferența, pentru că s-ar putea să nu vă dați seama imediat. Eu mi-am făcut și poză înainte și după, probabil este thumbnail-ul acestui videoclip și sunt sigură că o să vă placă, vă recomand din toată inima și aștept să-mi trimiteți rezultatele voastre. Aveți toate link-urile de care aveți nevoie în descriere și aici acum. Vă mulțumesc pentru vizionare, aștept un comentariu să-mi spuneți experiența voastră cu albirea dinților și dacă ați avut vreo una. Dacă tot mi-am amintit în acest moment, nu vă recomand să încercați să vă albiți dinții, cum am făcut și eu, cu bicarbonat de sodiu, pentru că vă zgâriați smalțul. Soțul meu, care este dentist, m-a cam certat pentru treaba asta. Trebuia să menționez asta, nu uitați să dați un like și să vă abonați canalului meu ca să fiți întotdeauna la curent cu ceea ce postez. Vă pup și ne mai vedem!